Marius Moga, da, da. Cine, pe acest album ce am, compozitor mai ai pe la am colaborat cu Marius Moga la patru melodii, am colaborat cu Adrian Cristescu. Adrian Cristescu este Adi Corect, care mi-a compus melodia Dragostea Rămâne. Am mai colaborat cu Adi el. Cel la... Corect. Da, Cel Corect. Îl iubesc foarte mult pe Adrian Cristescu. E un compozitor tânăr și foarte talentat. Împreună cu Silviu Păduraru. Spune mai bine că l-apreciezi, că dacă spui că îl iubești, ar putea înțelege. Îl iubesc profesional, nici de cum. Cătălin știe, nu? Am înțeles. Nu-și face griji din cauza asta, da. Pentru că... nu vreau să vorbesc acum despre iubire. El Am știe înțeles. Ce înseamnă pentru mine și eu... Mă rog, și eu pentru el. Da. Ideea e că îl apreciez pe Adrian Cristescu și pe Silviu Păduraru. O să vă țin minte cu corectura asta. Da, da. Așa, am și trei colaborări pe acest album cu Nicolas, un interpret din Italia, cu trupa Simplu, melodia contestată Dracula My Love, dar iubită în același timp. Melodie care ar fi trebuit să participe la Eurovision anul trecut, nu? Da, da, dar să știi care că cu toate discuțiile am avut un mare succes cu această melodie. Da. Nici măcar nu s-a făcut un videoclip și a fost un hit, pot să a spun. A fost un hit, a fost și melodia, da, pe radio. Da, și melodia fierbinte cântată cu trupa Alb Negru, la care am avut și un videoclip. Și cam așa. Și băieții de la Cicană, să nu uiți. Destul de multe melodii deja cunoscute pe acest album și câteva melodii care o să le promovez în continuare. Dacă da, tot era sigur. Vorba de corecturi, vreau să facem și noi o corectură cei de la Tonomat. Și anume, la concurs am titrat pe ecran că Reșița aparține județului Caransebeș. Nu există județul Caransebeș, e Caraș-Severin. Vreau să fac corectura asta. Dar doamna care a greșit la concurs a greșit spunând că Marte este mai mare decât Pământul, ceea ce nu este adevărat. Marte este, are o rază jumătate cât are Pământul, e mult mai mică. Asta a fost corectura care am vrut să o fac. Foarte pentru bine, că și eu apreciez telespectatorii și pe cei care ne atrag atenția atunci când facem vreo greșeală. Sigur, foarte bine. Se vede așa. Uite ce un album lansat de Media Pro Music împreună cu Da, cu și le mulțumesc foarte mult. Se ocupă foarte frumos și avem o colaborare foarte frumoasă, le mulțumesc și îi felicit în același timp și pentru... Și sănătate Dani Adam, care... Doamne ajută să fie sănătoasă și să poată să fie alături de noi, da, în continuare. Ce vreau să te întreb, ce se întâmplă diseară acolo la sesiunea de autografe? Pot face poze Facem cu tine, poze, pot să da, dăm autografe, prezint acest album, mulți fani și-au spus părerea pe site-ul meu www.andramusic.ro. Apropo, pentru, legat, nu? Da, 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 pentru castingul de pe data de 18, cei așa, care bravo. Sunt interesați, trebuie să acceseze adresa mea de site-ul meu www.andramusic.ro și acolo vor găsi un număr de contact, puteți să sunați la numărul impresarului meu și să aflați toate detaliile. Tata, impresarul... Tata, e impresarul meu, Mihai. Manager, tot ce trebuie, ca la carte. Impresar, manager și tată. E cea mai bună combinație până la urmă asta, știm? Sigur că da, și e interesul să urcăm cât mai mult profesional și nu probabil atât de mult material, cât... Da, să fie pe locul întâi... Da, probabil că un alt impresar și-ar fi dorit, hai să câștigăm... Să se îmbogățească repede și... Da, da, uite, noi ne gândim la imagine și la... E mai important, pentru că de acolo vin până la urmă să și... Să fim cât mai în top. Și veniturile financiare. Alo, bună dimineața, avem un telefon în direct. Alo? Bună dimineața. Să rămână. Bună dimineața. Ana Maria, sunt din București. Ne bucurăm să vă auzim. Da, vreau să vă felicit, ați adus niște invitați foarte dragi sufletului meu, atât Andra cât și Gigi Gheorghiu, pe care l-am ascultat de multe ori la Saturn. Mulțumim. Da, și pe Andra am ascultat-o la mare și la televizor, îmi plac foarte mult și felicit pentru muzica lor, iar pe tine, Alin, te felicit pentru întrebările puse, că ai spus că tu ai să faci întrebările și nu colegul tău, întrebările pentru concurs. Și într-adevăr sunt mai ușoare și mai interesante. Da, cred că trebuie să mai dăm un pas în spate, să le facem un picuț mai simple, zic eu. Până la urmă, scopul nostru este să dăm bani ăștia, nu să-i adunăm aici și să câștige cineva câte 1.900 de euro. Și așa era interesant, da, nu zic că nu. Da, e mai mare și atunci este și atracția mai mare pentru joc. Te-am auzit că ai invitații și aș dori și eu o invitație, se poate? Sigur că da, depinde la ce spectacol vreți. La harem. La harem. Ăsta e mai pentru bărbați, așa, să știți. Am înțeles că păi, dar puteți, Loco Boys și... E pe 8 martie un spectacol pentru doamne, domnișoare, nu vezi de asta? Da, mă gândeam e că numai este pentru muzică. Doamne și domnișoare. Acel hare, mă gândeam că este muzică turcească, ceva cu iz oriental și... Hai că facem așa, vă dau unul la Loco Boys, care e striptease masculin din Spania, from Spanish, și vă dau și la harem un bilet, ok? Mulțumesc frumos! Și dumneavoastră mergeți unde vreți. Și eu cu prietenul dumneavoastră sau cu soțul merg în Cismigiu să jucăm un șah. Da, o tablet. Da, da. Noi pe data de 9. Noi pe 9, da. Foarte bine, chiar
mă bucur, aș vrea să văd. Îmi place muzica orientală. Perfect, rămâneți pe fir și aflați cum intrați în posesia biletelor, ok? Vă mulțumesc foarte mult și emisiuni frumoase în continuare. Mulțumesc, mulțumesc pentru telefon și pentru urări. Mai ții minte cum ne-a cunoscut noi? La Câmpia Tuzi. La Câmpia Tuzi, eram foarte, foarte mică, ați avut voi un concert, aveai Dar plete. Dar cât aveai toată oare? 7 ani, 7-8 ani. 7 ani. Cam așa. Andra avea 7 ani când ne-a cunoscut, imaginați-vă. Da, și cântam... Celine Dion sau ce ai cântat oare? Nu. Whitney Houston. Și aveam și melodii făcute de fratele meu. Pe tine te iubesc, pe tine te doresc. Dar să știi că eram foarte cunoscută la mine acolo în zonă, Câmpia Turzi, Turda, chiar și Cluj. Și am primit foarte multe premii de la radiourile de acolo, concursurile de muzică populară sau de muzică ușoară. Și practic tata și familia mea au zis: Doamne, dacă aici în Ardeal e foarte iubită, de ce să nu fie de toată țara? Corect. Și să încercăm acest lucru. Și atunci am făcut pasul de a veni aici la București. Destul de târziu, dar e bine și așa, nu? Chiar, da, târziu, dragi la 14 ani. Noi eram foarte nervoși atunci acolo la scenă, pentru că nu ne-a convins sonorizarea. Era și ați adus voi acolo după aceea. Spectacolul trebuia să înceapă la ora, nu știu, la 5 sau la 6, cât trebuie să înceapă. Am mai amânat cu vreo oră spectacolul, că nu ne-a convins sonorizarea. Am sunat undeva la Turda, la Cluj, să vină cu altă sonorizare, să monteze. În timpul ăsta, Andra, ca să nu plece lumea, trebuia să cânte, a cântat. Și chiar cu nervii ăștia, cu stresul ăsta, ne-a remarcat-o Andra și eu și Tavi și am zis: mă, fetița asta va trebui să facă ceva în viață, pentru că dacă la 7 ani în felul ăsta. Whitney Houston cântai parcă o melodie de-a lui Whitney Houston și suna într-un mare fel, vă dați seama, o copiliță de la 7 ani, era și mititică așa, știi? Și cânta și erai cu taică atunci. Cu tata, cu mama, pe ei. Era brunet în vremea, acum s-a mai grizonat puțin. S-a schimbat lucrul. S-a schimbat lucrul. S-a schimbat lucrul, dar n-era buba. Am venit, că două CD-uri poți să oferi celor care sună. Două CD-uri din cele foarte noi foarte care au apărut noi, abia acum. Hai să arătăm și pozele dinăuntru, că sunt foarte frumoase. Dă-mi și textele sunt... pentru că am o viteză mare azi cu CD-uri, pentru că așa e treaba, am desfăcut câteva sute de mii la viața mea. Pac și pozele. Știi că vin oamenii cu ele la autografe și stau așa și te uită la tine, ce să facă, știi? Și îi ajut. Acum la altă, uite, îl deschid mai greu, cred că am emoții. Așa, până atunci... Ia. Ia uite ce poze faine. Nu le mai mișca în stilul tău. Așa, ai învățat, nu? Mov, alb și mov, nu? În loc să fie alb și negru, cum e melodia cu alb și negru, ai alb și mov în aceste negru poze. Cine ți-a făcut pozele? Ținem tu microfonul. Cine ți-a făcut pozele? Un fotograf. Un fotograf. A dus de casa de discuri. Domnul Cristescu. Am înțeles. Las că văd eu. Până vă mai urcați pe scenă și cântați o altă melodie, vreau să cântăm mai mult în această dimineață. Cântăm. Ce, mai avem telefon sau ce, Ștefan? Mai avem un telefon până se pregătește Andra de cântat. Noi mai luăm un telefon repede ca să preparăm și concursul pentru mâine. Păi stai să vedem. Atunci să vorbim și cu cei din Egie și cu impresarul meu. Să vedem câte melodii. Mai cântăm una sau cântăm două? Păi mai cântăm una, cred, nu? Două, auzi. Una sau două? Una și una pe final. Poate nu prinde chiar toată, dar pune pe aia mai important acum. Move Your Body, melodia la Alo, care... Alo, bună dimineața, Move Your Body, până se pregătește Andra, vorbim repede cu dumneavoastră. Bună dimineața. Bună dimineața, Andra. Bună dimineața, vă pup. Mă numesc Elena Adriana, sunt din Craiova. Vă pup cu mare drag. Salutăm Craiova și Oltenia. Am 18 ani, aștept un bebe. Să fie sănătos și frumos. Și chiar mă gândeam să-i pun numele Andra. Dacă e fetiță, ce e, nu știți? Dacă e fetiță, la 2 luni nu știu ce o să fie. Încă nu știți, da. Să dați Dumnezeu să fie atunci fetiță. Sunteți și în aceeași perioadă ca și sora mea și cumnata mea. Și ele sunt însărcinate, o să fiu mătușă. Echipă oricum mare sunt deja mătușă. La tine sunt mătușă de o nepoțică de 9 ani, dar o să mai am încă da. Multă sănătate. Vreau să te felicit, te admir foarte mult pe tine și pe Cătălin. Se vede că aveți o iubire sinceră. Mulțumim mult de tot. Și îmi place enorm de mult cum cânti. Ai o voce superbă, curată. Mulțumesc mult. Și ce să spun? Eu v-aș ruga, pentru că nu mai avem foarte mult timp, să mă ajutați să fac concursul de mâine și să alegeți 3 numere între 1 și 130. 110. 15. Linie, continuăm până la bingo. Și 99. S-a strigat bingo. Mulțumim din suflet. Haideți să ascultăm pe Andra cu această melodie pe care o promovează... Poate putem să îi trimitem un CD. Da, rămâneți pe fir ca să intrați în posesia unui CD cu Andra, ok? Mulțumesc tot binele din lume, la revedere! La revedere! La revedere, numai bine!